Studiile în străinătate reprezintă un pas foarte important pentru fiecare student în parte. Iar asta pentru că nu oricine are curajul să pornească de la zero într-o țară străină. Împreună vom descoperi care este aportul pe care îl are bursa Erasmus în viața profesională, dar și personală a studenților la întoarcerea în țară. Despre toate acestea ne va vorbi colegul nostru din CER, Adali, într-un interviu realizat împreună cu Dragoș Argint, student bursier Erasmus. Pentru a desluși tainele programului educațional Erasmus Plus, Dragoș Argint ne vorbește astăzi despre cele 11 luni petrecute în străinătate. Ce înseamnă acum pentru tine, după un an petrecut la studii în străinătate, experiența Erasmus? Acum pentru mine, după un an Erasmus, experiența Erasmus, studii și Erasmus înseamnă trei etape diferite în evoluția mea profesională și personală, bineînțeles, pentru că eu am aplicat pentru bursă Erasmus Studii în Portugalia și în Franța, dar și pentru Erasmus Plus Placements, în cadrul care am avut ocazia de a face un stagiu de practică, un internship, la o companie de relații publice din Porto. Prin urmare, acest an a fost definitoriu în schimbarea mea ca om. Cât de important este să interacționez cu oameni din diferite culturi? Este cheia Erasmus, pentru asta plecăm, pentru a cunoaște oameni din alte culturi, pentru a învăța de la ei. Este elementar, pentru că așa putem învăța, putem înțelege culturile respective. Spre exemplu, în Franța am întâlnit oameni de pe 5 continente și acum pot să spun că îmi place foarte mult cultura asiatică. Și de asemenea, îți poți perfecționa comunicând cu ei cunoștințele de limbă franceză, engleză, portugheză, etc. Cum te-a ajutat programul educațional Erasmus din punctul de vedere profesional? Din punct de vedere profesional, prin intermediul Erasmus am reușit să reușesc acum să port dialoguri și să conversez în limba franceză, portugheză și, evident, engleză. Am trecut interviurile pentru un loc de muncă, iar acum, de pe 20 februarie, voi munci pe poziția de franceză, portugheză, engleză în cadrul unei companii. Prin urmare, este esențial. Acum pot spune că știu mult mai multe în domeniul meu, comunicare și relații publice, despre ce înseamnă comunicarea într-o întreprindere de relații publice în străinătate și cum trebuie să faci față fluxului de informații. Ce poți să ne spui despre viața socială din Portugalia, respectiv Franța? Sunt două tipuri de a trăi diferit. Portughezii trăiesc mult mai intens, ei sunt latino, vorbind de sângele latino, trăiesc mai aproape de bioritmul României ca nație, iar francezii sunt puțin mai introvertiți, puțin mai reci, dar s-au dovedit a fi și buni parteneri la activitățile sociale pe care le-am avut. De ce ar trebui să aleagă studenții UVT să studieze în străinătate prin programul educațional Erasmus? Studenții trebuie să aleagă să studieze în străinătate pentru că este o șansă de a se cunoaște ei pe ei înșiși, de a se ști din starea lor de confort și evident de a învăța care le sunt limitele și ce înseamnă să arunci la o parte prejudecățile și să fii tu însuți. Studiile și practica la instituții din străinătate în cadrul programului european Erasmus este un obiectiv îndeplinit anual de peste 1 milion de tineri din întreaga Europa. Această cifră relevă importanța și totodată seriozitatea unei experiențe care trebuie trăită mai întâi pentru a o putea înțelege.